La nivelul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Bucovina al județului Suceava continuă programul de voluntariat Salvator din Pasiune. Începând de luni, 13 februarie, au fost demarate etapele ce presupun recrutarea și înscrierea solicitanților. Pentru cei interesați, data limită de înscriere și depunerea dosarelor este 27 februarie 2017. Lansat în luna mai a anului trecut, programul urmărește valorificarea și susținerea activităților de voluntariat ca expresie a implicării, solidarității și responsabilității civice și valorii profesionale a acestora, materializată în sprijinul acordat comunităților pe timpul situațiilor de urgență, dar și pentru prevenirea lor. Interesul crescut pe care cetățenii l-au manifestat încă de la lansarea campaniei Salvatori din Pasiune a condus la reanalizarea posibilităților instituționale și identificarea soluțiilor care să permită înscrierea tuturor celor care doresc să se alăture echipajelor de intervenție în misiunile specifice. Vestea bună este că accesul acestora nu este condiționat de numărul locurilor disponibile. Astfel, începând de astăzi, 13 februarie, ISU Bucovina Suceava demarează etapele ce presupun recrutarea și înscrierea solicitanților, pentru ca ulterior analizării dosarelor să fie încheiate contractele de voluntariat aferente. Activitatea de recrutare se face la sediul ISU Bucovina Suceava din strada Universității numărul 14 din municipiul Suceava. Cei care doresc să se înscrie la activitatea de voluntariat trebuie să îndeplinească totuși și câteva condiții. Trebuie să aibă vârsta cuprinsă între 16 și 65 de ani, să fie apt din punct de vedere medical, să nu fi fost condamnat pentru săvârșirea de infracțiuni cu intenție, să nu fi pierdut anterior calitatea de voluntar în cadrul serviciilor inspectoratelor pentru situații de urgență, să nu fie angajat în cadrul inspectoratelor pentru situații de urgență și să nu fie angajat sau să desfășoare activitatea în cadrul serviciilor voluntare sau private pentru situații de urgență. Informații suplimentare se pot obține de pe pagina de internet a inspectoratului www.pompierisv.ro sau de la locotenent colonelul Dănuț Fladi la numărul de telefon 0743 464164. Perioada de înscriere și depunere a dosarelor este între 13 și 27 februarie, de luni până vineri, la sediul inspectoratului, iar perioada de analiză a dosarelor este cuprinsă între 28 februarie și 6 martie.